Activitatea de învestire a noului președinte al Consiliului Județean Suceava a avut loc joi seară în prezența premierului Victor Ponta. Șeful PSD Suceava, Ioan Cătălin Nechifor, a depus jurământul prevăzut de lege, dar probabil din cauza emoțiilor a greșit data. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului Județul Suceava. Așa se naște Dumnezeu, Suceava, 21 iunie 2012. După depunerea jurământului, Nechifor a fost felicitat de premierul Victor Ponta și a primit binecuvântarea din partea înalt preasfinției sale Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Dumnezeu să binecuvinteze acest nou început în conducerea județului nostru Suceava, la Consiliul Județean, sigur și la Prefectură și la alte instituții în această zonă a țării. Sport, răbdare, via voastră și grijă la Dumnezeu. Amin. Noul șef al administrației județene i-a solicitat premierului Victor Ponta sprijin pentru proiectele privind dezvoltarea județului. Aș fi dorit astăzi să putem face într-adevăr un transfer de putere normal, decent, european. Din păcate, domnul Gheorghe Flutur, până mai acum câteva minute, fostul președinte al Consiliului Județean Suceava, nu a putut fi prezent. E prins cu treburi politice la București. Aș fi dorit să strâng mâna, bărbătește, să-i doresc sănătate, să plecăm într-un nou început, dar n-a fost să fie. Avem pentru fiecare localitate fișat deja și în campanie și înainte, ceea ce înseamnă preocupări, provocări, dorințe, aspirații. Avem planul de bătaie, avem componenta strategică pentru dezvoltare, avem însă nevoie de suportul Guvernului, avem în egală măsură nevoie de sprijin extern, de suport de la nivelul european, pentru că dezvoltarea fără fonduri europene, fără fonduri structurale, nu mai poate fi gândită astăzi, în 2012. Avem în egală măsură nevoie, domnule premier, de o acțiune fermă asupra ceea ce s-a întâmplat în anumite localități la alegeri. Sunt elemente care arată clar că au fost manipulări, intimidări, încercări de fraudă pe care nu putem să ne permitem să le lăsăm nepedepsite. Printre prioritățile lui Nechifor se numără șoseaua de centură a Sucevei, drumurile naționale aflate în execuție, proiectul Utilități și Mediu și aeroportul Ștefan cel Mare de la Salcea. Șeful guvernului a preluat lista de priorități prezentată de Cătălin Nechifor și a promis că va încerca să-l ajute. Cred că nu poți să conduci o țară dacă te gândești numai cum să-i ameninți pe cei care într-un anumit moment gândesc sau acționează altfel decât tine. Așa încât țin la calitatea mea de om înainte de orice, țin și vă rog să rămâneți oameni înainte de orice. Te rog, Cătălin, să rămâi om, pentru că funcția de președinte ți-a fost acordată de oameni și îți va fi luată de oameni, dacă nu ți-o exerciți, așa cum așteaptă ei de la tine. Și vreau să vă spun că împreună avem această datorie de a ne gândi cum putem să facem mai mult bine și nu de cum putem să facem mai mult rău celor pe care, într-un moment sau altul, îi considerăm dușmanii noștri. La plecarea de la Consiliul Județean, premierul Victor Ponta a fost așteptat de câteva zeci de suceveni care i-au înmânat petiții și i-au cerut să viziteze din nou județul Suceava. Prim-ministru, mai veniți la Suceava, că se face lumină când veniți în Suceava. Să luminați Suceava cu totul.